Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au stabilit în primăvara acestui an că edilul șef a încasat 348.000 de euro de la firmele care efectuau lucrări în Fărcășești, instituind astfel o taxă de 20% pentru fiecare din zecile de contracte atribuite preferențial în perioada 2000-2008. De atunci și până în prezent a cerut de 22 de ori să fie pus în libertate, oferind chiar și o cauțiune de 50.000 de lei, însă Tribunalul Gorj i-a respins de fiecare dată solicitările. Nu a a avut câștig de cauză nici în urma recursurilor. Mâine va cere curții de apel. Craiova să fie lăsat de sărbători în mijlocul familiei. Însă șansele de a-i fi aprobată cererea sunt reduse, întrucât magistrații au considerat de fiecare dată că poate influența martorii din dosar.